voi nativ rac sau cu ascendentul rac, sunteți destul de influențați de această perioadă. În primul rând, Marte, care este implicat într-un mare trigon de apă, este în ograda voastră. Marte este implicat în eclipsa de pe 2 octombrie, iar eclipsa efectiv are loc în balanță, ceea ce înseamnă casa patra egal casa racului. E ca și cum ar fi la voi în suflet toată povestea asta. Deci s-ar putea să, da, să genereze un mare flux de emoții, o furtună de emoții, de toate felurile, poate fi și emoție pozitivă, fericire, entuziasm, wow, ce bine mă simt și nu înțelegeți de ce, o agitație, o nerăbdare, dar poate fi și din categoria cealaltă, un prea mult de natură emoțională către zona mai neplăcută, mai negativă, să zicem, un pic de depresie, un pic de obsesie, un pic de insomnie pentru unii, deci o agitație sufletească maximă, probabil mai ales în cursul nopții, și care nu vă lasă să dormiți, ori înspre bine, ori înspre rău. Dar totodată eclipsa asta are un rol de, vine să spun, zgândărire, de umblare în cele mai mici detalii ale unui aspect din viața voastră, mai ales că e vorba de trecut. Pune lumina pe cele mai mici detalii ale unui lucru de odinioară pe care nu le-ați văzut și vedeți o grămadă de detalii. Ori nu v-ați gândit la ele, ori ați privit prea în ansamblu. E, acum parcă cineva zice, hai să ne uităm mai în adâncime, hai să căutăm fleacurile, nimicurile, mărunțișurile, datele mici, lucrurile minore. Așa la mecanică fină faceți acum. Până acum vedeați zite mai tractorul. E, acum hai să intrăm în tractor în cele mai mici rotițe. Că undeva în cele mai mici rotițe stă o problemă sau rezolvarea unei probleme. Și câte descoperiți. E sentimentul ăla că până acum aveați... Știți cum este dacă vă uitați la microscop? Vă uitați la o picătură de apă. Aia, uite picătura de apă. Dar ia puneți-o la microscop. Câte descoperiți voi la microscopul ăsta? Până la nivel de atom. Ba chiar și mai mult decât atât, atomul poate fi și el despărțit în bucățele. Asta faceți. O treabă de disecare a firului în patru, de căutare pe firul unui trecut și găsiți o grămadă de lucruri pe care înainte nu le vedeați. Adevăruri, informații, detalii. Și dacă este și o chestiune terapeutică pe care o faceți, cum am zis că poate fi o perioadă în care mergem la psiholog, la psihiatru, la terapeuți, la oameni care au acest dar, au niște instrumente cu care pot ajunge atât de adânc, au niște microscoape, metaforic vorbind, să ajungă atât de adânc în sufletul nostru, cam asta descoperiți. Hopa, uite că e o problemă care am făcut-o eu când aveam 7 ani. Dar cine s-ar fi gândit că problema mea de astăzi e în copilărie sau cine știe când? Dar asta e pentru că o disecați firul în patru, povestiți în cele mai mici detalii, vă obligă cumva această eclipsă să vorbiți, să comunicați, să scrieți, de ce nu? Vă pune terapeutul, metaforic vorbind, să scrieți ceva și doar scriind conștientizați. Până nu stați un pic să vedeți fiecare literă cum se formează, nu vedeți adevărata fața lucrurilor, că așa în ansamblu le vedeați superficial, poate ziceați, nu e nicio problemă, e, în momentul când începi să sapi, găsești și scheleți în dulap și răni de odinioară și găuri în ciorap, când iei la bani mărunți, sau vi se ia la bani mărunți ceva și trebuie să povestiți de unde a provenit totul, ce v-a făcut să faceți așa într-un anumit fel. Dar ce concluzie minunată urmează să iasă dintr-o astfel de sondare la microscop? O concluzie benefică, vindecătoare, eliberatoare, se deblochează ceva. De ce? Pentru că se leagă ca într-un joc de puzzle, se formează o imagine. Ah, uite, ansamblu, din nou ansamblu. Voi vedea doar ansamblu. L-ați făcut zoom până ați văzut cei mai mici pixeli și acum dați înapoi povestea respectivă pentru că, aha, am înțeles ce era acolo în adâncuri, că nu m-am uitat atât de atent. Cât de atent sunteți acum, cât de preocupat sunteți de cele mai mici detalii ale poveștii care vă marchează, cine știe de când. Și descoperiți ceva acolo atât de bun, care
readuce pe cursul normal al vieții, echilibrat al vieții, pașnic al vieții, o problemă care probabil tare va măcina ani de zile.